Revenim la tema zilei, criza gazelor. Așadar, declarațiile lui Dorin Recean despre faptul că Moldova va avea de trecut printr-o iarnă grea și că toți trebuie să economisească au stârnit îngrijorare în rândul cetățenilor. Mai ales că ministrul energiei Victor Parlicov, în urma vizitei la Gazprom, a menționat că nu exclude repetarea situației din 2022, când gazul trebuia cumpărat la prețuri de 2000 de euro pentru 1000 de metri cubi. Între timp, Victor Bânzar, directorul interimar al Energocom, s-a grăbit să-i liniștească pe cetățeni, afirmând că în prezent Moldova are suficiente rezerve de gaz. Potrivit lui Bânzar, stocurile au fost făcute în conformitate cu decizia guvernului și se află în depozitele din România și Ucraina. Resursele au fost achiziționate pe bursă la prețuri comerciale, dar cât de suficiente sunt acestea? Detalii în materialul nostru. Rezervele de gaze naturale ale Moldovei pentru situații de urgență conform cerințelor legislației sunt de aproximativ 47,5 milioane de metri cubi, ceea ce ar fi suficient, atenție, pentru cel puțin 10 zile de consum în perioada de iarnă. Acest lucru a fost declarat de Victor Bânzar, directorul interimar al companiei de transport de gaze Energocom. Potrivit lui Bânzar, gazul de rezervă a fost achiziționat în România pe bursă la prețuri comerciale. Moldova depozitează rezerva de gaze în România și Ucraina. În plus, conform șefului Energocom, statul ar trebui să dețină rezerve echivalente cu 15% din consumul mediu anual de gaze naturale. Nu se știe însă dacă acestea există. Despre asta Bânzar nu a spus nimic. Pentru stocurile de securitate, noi avem, conform hotărârii de guvern, avem în jur de 47,8 milioane metri cubi, sau 47,5 milioane metri cubi, gaz care poate fi utilizat pentru o medie de 10 zile de consum pe timp de iarnă, și pentru obligația de stocare de 15%, noi trebuia să avem în jur de 50 de milioane metri cubi, care urmează a fi livrate către cei mai mari furnizori de gaze în Republica Moldova. A fost delimitată conform o formulă de repartizare. Aceste stocuri sunt necesare doar atunci când va fi o situație de criză. Noi nu avem o situație de criză. Moldova Gaz a cumpărat pentru perioada rece, a cumpărat deja cu niște cantități de gaze. Șeful Energocom nu a oferit detalii precise despre volumul exact al rezervelor. În schimb, Vadim Ceban, directorul interimar al Moldova Gaz, a declarat anterior pentru Canal 5 că volumul achiziționat de companie va fi suficient pentru luna ianuarie. Șeful Energocom a mai menționat că întreprinderea va face tot posibilul pentru a contribui la soluționarea problemei care ar putea apărea în cazul întreruperii livrărilor de gaze în Transnistria din 1 ianuarie 2025. Ceea ce ar putea afecta tarifele la energia electrică pe malul drept al Nistrului. Și dacă va fi necesară contribuția noastră ca să soluționăm problemele care sunt în sector, nu doar în Transnistria, dar în regiune, să ajutăm și Ucraina sau România sau alte țări, noi sigur o să facem tot posibilul ca să depunem efort și tot diligență ca să facem față la provocare. Conform legislației, Energocom deține dreptul exclusiv de a achiziționa gaz de pe piața liberă la prețuri comerciale. Anterior, ministrul energiei, Victor Parlicov, a declarat că Republica Moldova are suficiente rezerve până în ianuarie și are și rezerve pentru consumul lunar sau pentru acoperirea schimbărilor de temperatură. Ministrul nu a putut să răspundă însă clar de ce Moldova nu a achiziționat un volum suficient de gaz în vară, când prețurile erau mai mici, dar este nevoită să cumpere acum, când prețul gazului pe piața internațională a crescut vertiginos.